Salutare, prieteni! Încă o zi, încă o poveste! Povestea cu numărul 3 pe pista din jurul lacului Tisa, cu cea mai tare trupă de astăzi, de la mic la mare, de la ușor la greu, cu Tara! Rutierul Maco, cel mai tare când e singur, cel mai tare vlogger de la noi din trupă, fiara Agripina nelipsită și soția mea, care acum se învață pe biță. Anul ăsta. Nu că n-ar fi făcut de turul Camino de Santiago. Acum ne învățăm din nou. Să înceapă aventura. Dați drumul rangerilor. Bravo. Hai, următorul. Orice aventură cu Maco în tură. Cel mai tare, Maco. Hai, iubito, hai. Bravo. Cristian. Hai să iau și un pic, bă, să nu ai, că după aia n-ai filmări. În toată iarba asta, astea de culoare maro, semințele alea, îs de macriș. Deci aici pentru vegani este hrană suficientă. Dara Power în debutul ei în cicloturism și în aventurile pe două roți. Îți place, Dara? Bravo, iubita lui tata! Deci e frumoasă. Asta de câte ori am trecut pe aici, tot aici era. Da. Aceasta, de data aceasta și cu Dara. Să înceapă aventura cu butoiul plutitor. Dă-i la rame, Dara, dă-i la rame. Nu așa că-ți prins mâna, Dara, invers. Tragi, prea spre tine, așa. Cristi, cât ne iei pătura? Podul îndrăgostiților! Cum a mers cu tati? Hai, tu ești plutașul. Dă-i! Dă-i șpane! Dă-i tare! Ai mâncat și vas? Da! Ce? Seriale! Tare! Pe forță! Așa! Bravo! Bravo! Spartano, cum ar zice Maco! Tare!
Tragem de brațe, da? Bravo, așa, una după alta brațele. Bravo. Și te întorci singură, da? Da. Bravo, dă-i. Tare. Nu așa, cu fața încolo și tras spre tine. De acolo din față, da. De la stâlp până înapoi. Bravo. A revenit la jocul de popice, Dara la bătaie. A rămas una din nouă. Locul ciclata, da. Mai slab ca tine. Noroc că s-a întors. Au 8-ul. Tot așa. În pădurea de plop. Păcat de pupul ăsta care ne intră în nas. Suflă vântul? Acum prin găuri, faci pași lateral. Lasă-te în gaura căuciucului, trebuie să cobori, să nu sari, direct. Bagă piciorul acolo înăuntru, nu așa, iubita. Și faci pași așa, adăugați. Uite așa, dintr-un căuciuc înăuntru. Așa, bravo. Bravo. Acum treci și pe partea cealaltă. Tot așa. Stai acum la panou. Cobor cu domnul. E murdar. Ai grijă, dar de ce nu ești atentă? Coboară cu picioarele în exterior, știi? Pe părțile astea. Attention, Azos. Dar nu cu fundul în ăla, că ideea era să nu... Uită-te! Ai... E pura. Nu ești scută. Treci dincolo. Dreapta piciorul. Întoarce-te.
Ce glume ai, Marco, cu balonul ăla tău, dar tu ești ca și un balon de aer. Ți-e trebuie numai gaz. Ca o pănuță. Am început retragerea spre casă. Mai avem 9 km, Dara. Îi facem pe biță? Bravo! Da. Bravo, așa facem. Uite, Dara, că și-a mintit și mama de pedalat. Dara, de ce vrei să mergi deodată cu Cristi? Ca să au muzica de la DJ Cristi. DJ Cristi. DJ Toglă Cristi. Da, e. Așa se încheie tura noastră de câți kilometri? 10 și l-am întors tot, 10 kilometri. 20. Cum a fost, Dara? Bine. Mami? Bravo, pui! Mami, ți-a fost și ție greu, nu? Da. Bravo! Am făcut o tură superbă. Cu poate 5-ul de râs. Cu familia acum extinsă. Bravo, fiarelor, și mulțumim de companie. Marco, nu vreau să zic că a venit de cel puțin o oră. Așa zice el, dar noi nu suntem de acord. Și cu aceasta fiind spuse, terminăm sejurul nostru de 3 zile în Delta Tisei, unde ne-am bucurat de kilometri de pistă în jurul lacului. Numai bine, rău la nimeni. Povestea continuă. I love you, lume! Deci, Marco, cred că te-ai pierdut. Da. Păi mă, dacă ai văzut pe aia cu fularul și cu geaca, nu, păi... Nu cu fularul, era îmbrăcat mai gros. Dacă ai văzut pe aia... Și e băsa în iegă. Hai de cap, nu mai cobori.